Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Este joi astăzi, așadar în platou alături de mine domnul avocat Lucian Sălcuțan. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnul Sălcuțan, de vreo 3 săptămâni așa în fiecare emisiune când vă invit, bineînțeles că vă întreb. Domnul Sălcuțan, credeți că trece domnul Băgiu la PSD? Și am luat noi în calcul diferite variante. Din ce în ce se contura varianta trecerii domnului președinte de Consiliul Județean la PSD. Ei bine, de astăzi este oficial. S-a înroșit domnul Băgiu. Asta e, se mai întâmplă. Nu. Sună așa, a fi o greșeală, după cum ziceți, ca atunci când călcăm greșit, nu? Cum vine asta? Deci nu știți la semafor, după verde vine galben și pe urmă roșu. Asta e probabil ordinea natură. După galben vine roșu. Aveam într-o campanie în 2008, când eram în politică, aveam un slogan de campanie și un cântec în care spuneam că liberalii de la acea vreme sunt viitori PSD. Se pare că am prefigurat corect situația. Scoateți mai repede globul de cristal în care ați citit lucrul ăsta, domnul Sălcuțean. Da, și uite că la câțiva ani diferență, 6 ani diferență, au trecut foarte, foarte mulți peneliști în tabăra PSD. Chiar foarte mulți, aș putea spune. Bine că ne-au trecut toți, că altfel nu mai rămânea nimic la Buzău, în zona cealaltă. Se înroșea de tot județul. Era așa, roșu complet, nu mai aveam niciun fel de problemă. Vedeam știu, roșu în fața ochilor, exact, cu alte cuvinte. Știu, în Constanța existau glume pe seama înroșirii județului și la un moment dat se pare că mai existau câțiva primari de altă culoare decât roșie. Și aceia au vrut să treacă la PSD pentru faptul că atunci când ești primar ai nevoie de fonduri, fondurile vin doar dacă ești în partidul care la guvernare, etc. Și au bătut la ușa PSD-ului, vă rugăm să ne primiți și pe noi. Și au fost refuzați pe motivul că noi nu putem să-i primim chiar pe toți, că ar trebui să avem o poziție măcar de formă, așa, și au păstrat legătură subterană, să zic așa, dar practic toți erau sub umbrela mare roșie. Și cuprinzătoare roșie. Asta se cam întâmplă și la Buzău, pentru că astăzi în conferința domnului Băgiu, dincolo de noua sa apartenență politică, s-a vorbit și despre apartenența 18 primari ce au trecut de la PNL la PSD, 6 primari de la PDL din nou la PSD, din 27, respectiv 9 care erau inițial. Da, nu ne surprinde foarte mult. Primarii din județ sunt legați foarte strâns de domnul Băgiu. Era oarecum natural ca în momentul în care dânsul trece la PSD să dorească și primarii să treacă acolo. Și repet, motivul este simplu în ceea ce privește primarii. Au nevoie de finanțare pentru proiectele. Un soi de cloșcă cu pui, așa a trecut, exact. Domnul Băgiu, au trecut și pui. Exact, și în plus pentru domnul Băgiu e un scut. Acești 18 primari sunt un scut în interiorul acestui mare uriaș, acestui uriaș roșu. În momentul în interior vedem că PSD-ul s-a umflat ca în povești Broasca. E din ce în ce mai mare, aproape ca o vacă, să vedem dacă va și plezni, dar în interior nu poți să reziști dacă n-ai și un scut. Și acești 18 primari vor putea fi un scut pentru domnul Băgiu în interior, în luptele intestine care vor măcina în mod sigur PSD în viitorul apropiat. Tocmai asta voiam să spun. Dacă inițial vorbeam despre această ipoteză a trecerii domnului Băgiu la PSD, acum vorbim efectiv de un fapt concret. Ușor amuzant este faptul că în interiorul partidului din căruia i-a aparținut domnul Băgiu până acum, s-a discutat încă de ieri despre faptul că dânsul nu mai este. Iar dânsul a venit astăzi să spună că nu mai este, când oricum toată lumea știa și deja se vorbise despre asta. Bine, astăzi v-a spus dumneavoastră și telespectatorilor, cititorilor, publicului larg. În interiorul
lumii acestea politici, să zicem, da. Mai mult ca sig, mai era un transfer cunoscut și existau un grad mare de certitudine privitor la trecere, doar dacă s-ar fi întâmplat ceva, cine știe cum la nivel central să se blocheze transferurile de genul acesta, nu s-ar mai fi făcut. Deci exista un grad foarte mic de incertitudine. În rest, toate erau așezate frumos încă de când stăteam noi aici de vorbă în emisiune. Dând puțin înapoi lucrurile în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, când domnul Bugiu se zbătea să ocupe o funcție de președinte de Consiliul Județean, în acel moment domnul Boșcodală spunea faptul că nu-l susține pe domnul Bugiu pentru că este incompetent și nepregătit și așa mai departe. În acest moment, domnul Boșcodală a declarat faptul că se bucură că PSD-ul a câștigat atât calitativ, dar și cantitativ. Cantitativ înțeleg că au venit vreo 25 de persoane, dacă îi luăm așa la număr, e ok. Dar calitativ, brusc, domnul Bugiu a devenit un om calitativ în ochii domnului Boșcodală? Aici, din punct de vedere al PSD-ului, putem să spunem că are câștigat președinția Consiliului Județean, care a fost cedată cu mare scandal. Ne aducem aminte alegerile trecute în care domnul Bugiu a fost desemnat candidat USL cu mari eforturi și cu o negociere care a presupus o cedare a Tulcei în detrimentul Buzăului. Acolo avea un președinte de Consiliul Județean PSD, iar la Buzău a fost desemnat domnul Bugiu ca și candidat, deși era în PNL, iar PSD Buzău ar fi vrut această poziție și justifica prin poziția, prin numărul de primari și prin procentul obținut în alegerile anterioare, dorința de a avea președinte la Consiliul Județean. Deci, practic, are câștigat o poziție care îi se părea că îi se cuvine. Că îi se cuvine. Da, și categoric este o creștere cantitativă, mai ales în apropierea alegerilor ce vor urma, să ai 18 primari de la PNL, mai ai și câțiva. 6 de la PDL, că ei săraci nu mai aveau. Au mai rămas 3 oricum, adică în tot județul mai avem 3 primării așa cu conducere PDL. Probabil că nu i-au Da, ca să nu pierdă sămânța de PDL la primăriile din județ, așa domnule, păi ăștia îi ținem acolo, nu știu, poate să mai mulțesc, măcar să nu le pierdem sămânța, exact cum a spus și dumneavoastră. Și având în vedere numărul și cantitatea asta imensă, se așteaptă și la rezultate nemaipomenite. Deci o creștere cantitativă există. Calitativă nu știu din ce punct de vedere. Nu știu ce înseamnă calitate în politică. Nu mai știu ce înseamnă calitate în politică. Cel puțin în politica de câțiva ani încoace nu identific calitate, ceva care nu știu dacă să apropii noțiunea de calitate cu noțiunea de politică sau politician, dar în sfârșit, dacă dânsul probabil că are o altă înțelegere a noțiunii de calitate și o altă viziune, pentru că mie mi s-a părut, uitându-mă peste evenimentele petrecute ieri, astăzi, în politica județeană și mai ales cea din municipiu, zâmbeam așa pentru că erau puse alăturate declarațiile domnului Boșcodală cu nu-l susțin că e un incompetent și brusc, noi îl iubim, l-așteptăm să vină la PSD. Și mă gândeam cum a devenit dintr-un mare incompetent domnul Bugiu un foarte, foarte bun aliat al PSD-ului acum, o lună de zile înainte de alegeri. Brusc devine un om foarte calitativ, foarte competent. Ați văzut că în politică, din declarațiile politicienilor, se vede că trebuie să mănânci broaște, parcă așa a zis un pedelist cunoscut și cu funcții la acel moment, să înghiți diverse substanțe care s-au produse, care nu prea sunt de mâncat, comestibile, da, în general, ca să
repezi și să treci mai departe. Și așa devii competent și... Probabil că da. Am înțeles. Nu putem uita totuși că la acel moment domnul Boșcodeală sprijinea pe candidatul independent Victor Mocanu în detrimentul USL, în condițiile în care normal ar fi fost să susțină pe domnul Bugiu, pe candidatul USL. A fost un întreg... Vedeți cum s-au chinuit degeaba, așa, domnul Sălcuțan? Vedeți cum s-au bătut ei 2 ani de zile mai degeaba, deci, așa, și acum se pupă. Exact cum vedem noi în politică. Valori. Ale tinereții valori. Dacă erau un pic mai înțelept, ce-ar fi dat seama că... Tineri, așa, dar haideți să spunem că abia atunci își atinseseră pubertatea politică, dacă putem să spunem așa, și poate nu erau foarte copți, așa, în a lua decizii. Dacă erau mai înțelept, și-ar fi dat seama că mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâlnit toți în PSD. Și atunci nu mai era atât de mare tragedia. Vedeți, asta zic și eu, s-au chinuit să se bată, să se certe 2 ani de zile și acum se pupă. Deci exact o telenovelă. E un fel de tânăr și neliniștit din politica buzoiană. Episodul cât, domnul Sălcuțan? Cred că e deja la ordinul miilor, că deja nu mai știm de câte ori s-au... Eu mi-aduc aminte episodul, dacă e să luăm așa, episodul dansurilor. Deci a fost odată domnul Țuclea cu domnul Ion Vasile dansând pe un steag al unui alt partid în public, în fața camerelor dumneavoastră. Mi-aduc aminte de dansurile de la sediu PSD în 2009 la prezidențiale, atunci când domnul Bugiu cu domnul Ion Vasile dansau pe ritmuri de manele pentru victoria bucuroși. Domnului Joana, înțeles, care a durat Mihaela, dragostea mea, noaptea aceea, care n-a fost să fie până la urmă. Deci este până la urmă este circul care se oferă poporului în lipsa pâinii. Nu avem nici spectacole de calitate în România de comedie, lucrurile sunt prea tragice și văd că spectacolele de comedie sunt... Cei mai buni comedianți ne rămân tot politicienii? Exact. Ei dau cel mai bun show, cel mai vizionat show și stârnesc deliciul publicului. Măcar asta este satisfacția celui care votează la nesfârșit și obține același rezultat prost. Și totuși asta voiam să spun. Acest show nu costă prea mult pentru cei ce se uită de acasă și se amuză în primele 2 ore în care îl vedem pe domnul Bugiu de gât cu domnul Boșcodeală râzând și fiind foarte mulțumiți de această combinație, ca să-i spun așa între ghilimele. La urmă, nu pe noi ne costă, pentru că... Costă enorm. Aici vreau să ajungem. Am râs, i-am ironizat, dar acum trecem la partea serioasă. Dacă nu ar trebui să râdem, dacă nu am putea să râdem, dacă poporul ăsta n-ar fi dezvoltat în perioada comunismului și posibilitatea de a râde de lucrurile tragice, am fi avut cea mai mare rată de sinucideri din lume. Cred că ne apropiem de ea oricum, la modul în care se sinucid oamenii când au bani să-și plătească facturi sau așa. Vorbesc foarte serios de data asta. Sunt sigur, plus văd din ce în ce mai mulți oameni care au luat o razna. Chiar vorbeam astăzi cu cineva de la poliție și avea o plângere făcută de un domn care a făcut o plângere penală împotriva lui Einstein. Că teoria relativității, da, teoria relativității nu este corectă și ea a făcut o plângere penală. Mi se pare și normal. Demonstra lucrul acesta și multe alte lucruri care se întâmplă. Deci suntem practic incapabil să mai gestionăm acest fenomen al politicii. Nu am spus de foarte multe ori în emisiuni că este și vina fiecăruia dintre noi atunci când mergem la vot, că ori că stăm acasă și nu mergem, ori că atunci când mergem suntem ghidați de 50 de lei sau pur și simplu ne ducem cu ca și zeița justiției, dar fără aceeași chemare și punem votul întâmplător pe oricine este pe hârtia respectivă. Și, din păcate, la 25 de ani vedem în presă, la televizor, în fiecare zi, câte miliarde a pierdut România datorită incompetenței sau furtului. Vedem iarăși în presa locală câte miliarde
de lei și milioane de euro, zeci de milioane de euro. Se pierd anual și la nivelul Buzăului. Dacă numai la nivelul Buzăului pleacă haotic atâția bani, dar la nivelul României per total. Suntem toți niște pioni în niște bucățele din puzzle-ul ăsta al României. Până și Buzăul are bucățica lui prin care pierdem bani la nivel național. Da, deci, din păcate, cea mai incompetentă structură care a rămas neprofesionalizată după 1989, adică zona politică, domină și ține în frâu restul societății prin metode superficiale care nu ar fi trebuit să dea rezultatele acestea spectaculoase și reușește să anestezieze societatea, să o facă incapabilă să răspundă jafului care îl vedem la fiecare pas, bătăi de joc din multe puncte de vedere pe care o vedem în societatea de astăzi. În afară de faptul că ei scurg bani pe care iau pe mână și canalizează în direcții ce le sunt favorabile, mai scoatem și noi o parte de bani din buzunar. Adică nu-i de ajuns că primăria sau CJ-ul gestionează prost resursele financiare pe care le au pe mână. Nu, noi mai suntem obligați din vina lor a unor contracte despre care vom vorbi și în partea a doua, unor contracte care se derulează defectuos. Noi suntem obligați să scoatem niște bani din buzunar și atunci pierderile vin pe două părți. De la noi, unde ne doare pe noi cel mai tare, trebuie să recunoaștem că cel mai tare mă doare de portofelul meu și apoi mă doare și de portofelul, între ghilimele, al CJ-ului, de unde banii ar trebui să vină în scopul nostru. Exact. Vă doare banul acela de la Consiliul Județean sau de la Consiliul Local pentru că vă doare ce vedeți când ieșiți pe poarta casei sau din ușa blocului. Deci ceea ce se întâmplă în primul metru de când ieși din casă este intolerabil. Și în mod normal asta ar fi trebuit să strânească o reacție la nivelul întregii societăți. Chiar vorbeam cu un prieten doctor astăzi și spunea da, ok, bine, se vor duce, să avem tot felul de investiții, se vor face. Să zicem că se fac toate investițiile în domeniul medical, dar pentru cine? Că nu vom mai avea medici. Nu i-avem deja. Și era bucuros că fiul dânsului va reuși să plece în Germania. Și, am ajuns să ne bucurăm că ne pleacă copiii de acasă. Da, deci vă dați seama unde am ajuns? După anii 90, când a fost o revoltă populară, atunci când Emil Constantinescu zicea, sfătuia tinerii din România să plece în străinătate, am ajuns acum să dorim fiecare dintre noi ca cei care ne sunt apropiați să plece din țară, doar să-i vedem că să pot trăi reușească mai bine în altă parte decât în România. Exact. Iar acest lucru este cel mai trist lucru posibil, pentru că am avut ocazia să rămân în străinătate, am și regretat, prima dată am regretat în anii aceștia, în ultimii ani, când am făcut acest pas. Că nu ați rămas afară. Dar este la fel de adevărat că prima generație de români care rămâne afară nu trăiește atât de fericit precum fiecare dintre noi credem. Fac mai mulți bani, dar cu multe sacrificii și cu... Exact, ce preț îi fac. O suferință psihică importantă din multe puncte de vedere. Dar e de preferat decât să rămână aici, preferă și pentru copii, să suporte și pentru generațiile următoare să rămână acest acolo. Acest fenomen generează un alt fenomen la rândul ei. Vorbim de, deși deviem oarecum de la subiect și totuși nu, pentru că și politica locală are influență asupra ceea ce se întâmplă la nivel național și
generează astfel de situații. Vorbim de fenomenul celor care pleacă acum afară și vorbim de cei tineri, iar mai târziu vorbim de fenomenul bătrânilor care rămân neîngrijiți de nimeni acasă. Este exact ce se întâmplă în Buzău. Suntem foarte aproape de București, exodul tinerilor în București este evident, toți pleacă și rămân în București sau se duc afară. În Buzău și vin acasă rămâne, mult prea rar. Rămâne Buzău, rămâne un oraș al pensionarilor, al funcționarilor de diverse feluri. Și în felul ăsta nu te poți dezvolta, nu poți ajunge departe. Și când mai și storci banii pe lângă scopurile unde ar trebui să-i storci cu adevărat, atunci cu siguranță nu poți vorbi de o dezvoltare optimă a Buzăului. Ca să nu mai vorbim de Râmnicu Sărat. Râmnicu Sărat se pierde, se dărâmă, se macină. Exact, cum vreți să-i spuneți? Am toate astea am avut senzația într-o vreme, într-o zi mai întunecat, așa mai cuvânt, că sunt într-un oraș din acela din vestul sălbatic rămas părăsit și doar scaieți, ciulinii aceia mai lipseau ca să întregească peisajul. Chiar aseară am fost la Râmnicu Sărat și m-am întors de la Râmnicu Sărat și mi-aduceam aminte de vuietul ce era pe stradă și de aglomerația ce era pe stradă acum 20 și ceva de ani când mă duceam acolo la mătușa mea. Acum nici măcar blocul în care stătea mătușa mea nu mai arată acceptabil. E pe jumătate dărăpânat și așa mai departe, cu trei perdele prăfuite la geam. Și nu știu dacă există statistici, dar din ce știu eu, din contactele care le-am păstrat cu oameni de acolo, este o rată extrem de mare a localnicilor care pleacă, au plecat în străinătate. E exod, cred că, al râmnicenilor către străinătate. Am ajuns la jumătatea ediției, trebuie să le spun celor de acasă că în partea a doua emisiune vom discuta despre modul în care RER nu face ce trebuie cu deșeurile pe care le adună, motiv pentru care plătește primăria, bineînțeles. De ce acest lucru vom vedea în partea a doua. Domnul Sălcuțan, luăm o mică pauză și ne întoarcem. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine, domnul avocat Lucian Sălcuțan. Noi ne-am continuat discuțiile aici pe perioada pauzei și nostalgici după lucruri care s-au dus din neglijența noastră și din modul în care am ajuns să trăim mult prea stresați de tot ce este în jurul nostru, mai ales de facturi și de bani, nu, domnul Sălcuțan? Cam asta cred că ne stresează cel mai rău, greșesc? Da, cred că este stresul fiecărui român și am văzut chiar o statistică la nivel european. 7 din 3 români. Neplătitorii de facturi. Da, e 7 trist. Din 3 români nu își pot achita la timp facturile și întârzie diferite perioade. 7 din 3, deci mie mi se pare foarte mult. Un procent extrem de mare din venituri este dat pe mâncare, în condițiile în care, în mod normal, procentul pentru astfel de cheltuieli ar trebui să fie foarte mic și restul să fie pentru spectacole, distracție, evenimente sportive. Haine, întreținere, plimbat, concedii, orice altceva. Dar dacă ne gândim că 7 din 10 nu își pot achita facturile la timp, ne gândim că și ceilalți rămân, cei 3 sunt cei care au bani și le achită, nu că își organizează prea bine finanțele. Este foarte dificil acest mod în care am ajuns să trăim. Fac trecerea în acest moment către cel de-al doilea subiect din această seară și ating din nou un domeniu pe care noi l-am mai discutat aici la emisiune. Atât în prezența dumneavoastră, spun noi, referindu-mă atât la mine, cât și la colegul meu Mihai Buneziu, ce va intra cu emisiune în seara asta la ora 8. Și atât eu cât și Mihai am discutat în prezența dumneavoastră și altor invitați despre subiectul RER Ecologic Service și anume modul în care este curățat orașul nostru, modul în care plătim facturi, cât de mult plătim și cum anumite primării din județ au decis că nu vor să mai plătească pentru RER Ecologic Service și ei se mută, domnule, fac, nu știu, pe naiba în patru mai pe românește, dar nu mai vor cu RER-ul, ca să spunem așa. Acum câțiva ani chiar m-a întrebat un client de-al meu în mod serios, domnule, dacă nu mai vreau să mai fac contract cu RER-ul, ce fac? Pot să nu mai fac contract cu RER-ul. Nu mai faci contract cu RER-ul, plătești. Un locuitor al, orașului Buzău, a municipiului Buzău. Adică scapi de ceva și dai și de taxul, cum exact. Se zice pe românește. Da, cam asta e treaba. Din păcate nu avem prea multe alternative, iar aici ar fi trebuit primăria să ne ofere astfel de alternative și posibilități de a
suporta mult mai bine și facturile și avea servicii de calitate. Primăria este factor ce ar avea putere de decizie asupra contractului cu RER-ul. Doar că, deocamdată, primăria nu face asta. Primăria se dovedește, cu așa cum o să vedeți în materialul următor, că nu își face nici treaba ei pe care ar trebui să o facă. Ce să mai cerem să tragă de mânecă RER-ul? Pentru că Puncte. Și să vină cineva, domnul Gege de la primărie, să-mi completeze enunțul anterior. Nu dânsul că ne dă un răspuns oficial. Să ne completeze altcineva, care știe în mod altcineva concret. Care... Exact. Parcă domnul Gege era cu completatul actelor, nu? Da. Dacă mi-amintesc eu bine. Domnul Gege, să completați enunțul spus mai devreme. O să-i rog pe colegii mei din regie să mă aștept cu materialul pregătit, după care revenim și discutăm. Ion Gegea, directorul Direcției de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Buzău, trebuia să depună o declarație privind cantitatea de gunoi colectate și reciclate pe parcursul anilor trecuți. Aceste situații ar fi trebuit trimise către administrația Fondului de Mediu, astfel încât în urma analizei să se stabilească dacă la Buzău a fost respectată ordonanța de urgență 196 din 2005, prin care autoritățile publice locale au obligația de a diminua anual cu 15% deșeurile municipale trimise spre depozitare. Lucru care se poate realiza doar prin reciclare și valorificare. TV Buzău l-a prins din nou pe directorul Gegea cu temele nefăcute. Ați întocmit declarația privind cantitatea de gunoi colectată și reciclată la nivelul județului nostru. Da, m-ați găsit. Stați că trebuie să vorbesc în altă parte, că nu... Peste cât timp, dați-mi un telefon și vă sun. După câteva minute, directorul din primărie își amintește că de fapt este într-un schimb de corespondență cu reprezentanții Ministerului Mediului. Deci, domnul director, care este situația? Ați întocmit acea declarație? Declarația am făcut-o, sunt în corespondență cu Ministerul Mediului și suntem la fază de calcule. Și puteți să-mi spuneți ce date sunt trecute în această declarație practică? Ei, nu le-am pe toate datele, așa că să vă spun. Reporterul TV Buzău a solicitat amănunte. Concret, cantitatea de gunoi care a fost reciclată, din care putem trage concluzia dacă RER Ecologic Service își face treaba sau primăria va trebui să plătească către fondul de mediu câte 100 de lei pentru fiecare tonă depusă peste ținta stabilită. Practic, ce depășește 85% din cantitatea totală de deșeuri colectată și depozitată și nu reciclată, așa cum prevăd normele Uniunii Europene, se taxează cu 100 de lei pe tonă. Adică ce ați făcut până acum? Că nu înțeleg în corespondența asta ce ați trecut până acum. Deci în corespondența asta ne analizăm cantitățile. Adică dumneavoastră ce cantitate ați făcut? Lăsați-mă încă două săptămâni de aici încolo și vă spun rezultatul. Dar în momentul ăsta ce cantitate ați trecut sau la ce calcule ați ajuns până în momentul ăsta? Nu vă pot spune până când nu definitivez calculele. Nu vă supărați, dar n-am ce să spun deocamdată. Și într-un final ne-am lămurit. De fapt, directorul GGA nu are ce informații să ne ofere, pentru că declarația care ar fi trebuit întocmită cu mult timp în urmă va fi gata peste două săptămâni. În tot acest timp, domnul GGA recunoaște un singur lucru, că amenda care va trebui să o plătească primăria pentru că nu a întocmit declarația la timp este de 1000 de lei. Pentru că nu ați făcut declarația asta în timpul prevăzut de lege. Va stabili Ministerul Mediului ce măsuri va lua, dacă consideră că n-am făcut declarație. Dar eu vă spun de acum că nu va considera că n-am făcut declarație. Am înțeles. Bine. M-ați înțeles? Da, bine. Iar dacă este și vă interesează mai departe ce se întâmplă dacă n-am pus declarația, legislația în vigoare prevede o amendă de la 1000 de lei. Deși periodic a majorat tariful către populația municipiului Buzău, societatea RER Ecologic Service nu a fost în stare să acopere cerințele legii. Lucru demonstrat și de cifrele publicate în raportul din 2013 de pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, potrivit cărora RER Ecologic Service a depozitat întreaga cantitate de gunoi colectate atât în anul 2010 cât și în 2011. Adică nu a reciclat nici măcar 1% din cei 15% cât cer reglementările europene. Din această cauză, primăria este bună de plată sume importante de bani suportate din banii publici. Un exemplu concret este primăria Râmnicu-Sărat, care, pentru neîndeplinirea acestui obiectiv, a plătit în perioada 2010-2013 către fondul de mediu suma de 81.700 de lei. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, sunt cu zâmbetul pe buze, atât de amuzantă mi se pare conversația colegei mele Marilena cu domnul Gegea, încât... Știți de când trebuia România să ia măsuri pentru reciclarea acestor deșeuri menajere?
din început, deci mult înainte de 2007, în mod normal, dacă am fost prevăzători, sau oricum, începând cu 1 ianuarie 2007, când am devenit membri ai Uniunii Europene. Deci, în acordul de aderare al României la Uniunea Europeană sunt prevăzute în mod expres cantitățile de gunoi, pentru că ei știau că suntem departe, așa, cantitățile de gunoi pe care încet, încet trebuie să învățăm să le colectăm selectiv, să le reciclăm, facem Dumnezeului ceva. Cu 4 kg, întâi pe locuitor, etc., etc. Ce este trist și apropo de bani și de politicienii care ne pierd banii, acolo există sancțiuni. Există posibilitatea ca Uniunea Europeană, nu Ministerul Mediului să vină asupra primării, ci Uniunea în sine. Uniunea în sine să vină să ne sancționeze pe acest capitol și să ne ia iarăși o groază de bani, pentru că nu e așa, de ce noi trebuie să fim contributori la bugetul Uniunii Europene, ca Germania, pentru că suntem tot la acolo. Nivelul Germaniei. Suntem tot acolo, probabil că noi facem cam cât ei, în rest altceva nu prea putem să facem, că suntem vai de capul nostru. Revenind la treburile noastre, conform ordonanței 196 din 2005, așa cum spuneam și mai devreme, autoritățile locale sunt obligate să recicleze ce trece, procent din ce trece peste 85% din cantitatea de deșeuri depozitate. Că reciclează 3%, că reciclează 5%, că 10%. Toate astea întâmplându-se, bineînțeles, cu ajutorul RER Ecologic Service, că nu face primăria un serviciu separat de reciclare, ci să recicleze RER-ul, nu? Că de-aia avem contractul cu căruța de bani. Nu știu, contractul cu RER-ul ar trebui să-l cereți, pentru că, mod normal, și ar trebui să ne-l dea, domnul Sălcuță. Nu este un contract secret, e vorba de bani publici, cred că ar trebui să vi-l dea. Ați fi surprins dacă ați aflat ce răspunsuri primim de la RER, domnul Sălcuțan. Păi, am văzut la televizor. Da. Cereți-l primariei, poate vi-l dă primaria. Așa, și acolo ar trebui să fie toate obligațiile referitoare la reciclare, dar vreau să vă spun că după 7 ani de la intrarea Uniunii Europene în România, am primit acasă saci galbeni de reciclare selectivă. Deci, suntem pe drumul cel bun. Cum v-ați simțit, domnul Sălcuțan, când ați primit un sac galben după 7 ani? Am văzut sacii, zic că i-am primit de la PNL, că erau galbeni. Ce se întâmplă? E campanie electorală? E campanie electorală. De fapt, trebuia o sacoșă și în sacoșă sticle de ulei. Ați primit un sac galben gol, ce fain, neregulă. Un pachet de saci galben. A, deci un pachet de saci galben. Da. Dumnezeule. Și am identificat într-un final, după câteva secunde, că e de fapt intrarea noastră în Uniunea Europeană. Da. Ați desfăcut o beră așa și a stat în foto și a zis: Doamne, mă simt în Uniunea Europeană. Cu sacul galben pe masă. Mă simt cetățean european. Știi cine sunt eu? Sunt cetățean european. De ce? Pentru că am un sac galben de la RER. Revenind la partea serioasă a lucrurilor, avem un sac galben de la RER în casă, tomberoane cu mizerie și cu scutece întinse de câini pe stradă. Mulți bani din bugetul local pe care trebuie să-i plătim la minister. Da, pentru că normal. Aici este marea problemă. Asta e și substratul subiectului pe care l-am deschis alături de noastră în seara asta. Din păcate știu destul de multe despre acest lucru, pentru că în Buzău există, Buzău este pe harta reciclatorilor și, întâmplător sau nu, am avut legături extrem de strânse cu firmele respective. Ce reciclează bine, dar au făcut eforturi extrem de mari ca să determine autoritățile să facă ceea ce trebuie, iar ei, bineînțeles, să recicleze produsele care ar fi trebuit să fie selectate de către primării. Aici ajungem. Asta e problema mea. Discuțiile se întâmplau și eforturile acestor societăți comerciale erau datau de foarte mult timp, nici mai mi-aduc aminte de cred că dinainte de a se vorbi de o astfel de ordonanță, exact, deja aveau planurile. 2007 ar fi trebuit să intre și le-am zis, uite, gata, intrăm, să stai liniștit că nu... Nu e devin un realist, coboară-ți picioarele să pe pământ. Cu o altă firmă, iarăși, a fost chiar cu în alți oficiali ai primăriei Buzău, chiar în vizită în Olanda, pentru a vedea
Ce îmi plac vizitele astea afară când vedem chestii pe care noi nu le facem niciodată, mi se pare minunat. Exact, și erau anumite containere de reciclare selectivă, da, care nu le erau la suprafață ca să poată să fie deschise și operate de, da, anumiți cetățeni cu anumite culoare din oraș. Să le zicem vărzuite, că operate erau de cetățeni e prea pompos pentru ce se întâmplă de fapt la tomberoanele, da, așa este, răscolite și, de... Și tomberoane care erau castrate în pământ și puteau fi luate de acolo, puse la loc după ce erau golite, și nu se puteau lua produsele care erau incluse în ele. Ce sunt avioanele astea, domnul Sălcuțan? Totul fiind, nu știu, erau destul de ieftine. Ce sunt avioanele astea, domnul Sălcuțan? Să știți că erau destul de ieftine. Erau ieftine. Nu costau cât de zăpezirea. Dacă sunt ieftine, nu sunt bune pentru Dumnezeu. Pe tot orașul nu costau cât să plătește pe dezăpezirea într-un an. Dacă sunt ieftine, ce vă spun că nu sunt bune pentru Buzău? Domnul Sălcuțan, ne întoarcem la Buzău. De unde am plecat și unde, Dumnezeule? Da, uitați, o să rămânem la naiba. La asta nu m-am gândit. La asta nu m-am gândit. Ei, ar fi bine. Trebuit să fie scumpe. Ei, așa, ne aliniem la ceea ce trebuie. Vă spun așa, faptul că nu reciclăm, faptul că n-am reciclat nici 1% din cei 15% pe care aveam obligația să-i reciclăm, ne va aduce costuri semnificative. Mai exact, 100 de lei pe tona de material nereciclat. Da? În condițiile în care trebuia doar să sortăm chestiile alea și le puteam da la aceste firme în Buzău care reciclează și cream un lanț trofic de care spuneam mai devreme, un acum, cerc, un ceva, orice. Acum chiar și cred că va fi posibil chiar și sticla să o reciclăm, având în vedere investiția care se face în zona industrială și avem deci posibilități de reciclare aici lângă noi, cu față de alte orașe care nu au. Nu, care trebuie să ia aceste materiale, să le ducă sau firmele să vină după ele. Da. Oricum aceste firme se aprovizionează, adică se duc și își aduc materialele cu tirurile de la firmele de unde le cumpără. Dar, revenind la ceea ce spuneam mai devreme, vom da 100 de lei pe tona de material nereciclat. Situația respectivă nu s-a mai făcut din 2011 până acum. Da, asta trebuia să facă domnul Gegea, să completeze situația din 2011 până acum. Nu, problema e de ce să dau eu sau dumneavoastră de, să plătim. Pentru că primăria sancțiunea nu constrânge RER-ul să facă treaba asta. RER-ul nu are capacitatea. Și de ce să plătesc eu? Pentru că dumneavoastră dați bani la primărie, primăria îi dă domnul Mocanu. Și da, așa trăim fericiți. În mod normal, cred că ar trebui să existe o posibilitate, sau există o posibilitate, dar ar trebui să fie urmată, cine greșește plătește, nu? Suntem aici în domeniul mediului, e principiul acela, poluatorul plătește. La fel, cel care păstrează poluarea mediului, să plătească. Exact, să plătească RER-ul diferența aia de bani, adică pe câțiva ani de zile, zeci de milioane de lei, dacă nu chiar sute, vor pleca pe faptul că nu am reciclat cantitatea respectivă. Pentru că nu aș vrea ca banii aceștia să plece la minister, aș vrea cu banii respectiv să fie, nu știu, îmbunătățite condițiile din grădinițe, dar făcute grădinițe. Făcute noi. Grădinițe, exact. Haideți că începem să mergem pe făgașul normal al modului în care trebuie să gândim, da, lucrurile, da, da. Mie nu mi-a plăcut așa și punctez. 1. Situația asta că noi plătim pentru prostia RER-ului, că nu are RER-ul capacitatea să recicleze nici măcar 5%, nu vorbim de 15%, ci 5%. Să ne aliniem și noi acolo. RER-ul ăsta chiar nu putea găsi în 7 ani de zile nicio soluție prin care să recicleze măcar un pic. Dar noi suntem ultimii oameni. Acum mă întorc la sacii galbeni. Ce se întâmplă cu ce puneți noastră când în sacul primit, galben, nu? Când am primit sacul galben... De ce nu era plin cu bani? Nu, eu, na, posibil că mi-am dat seama la ce folosește, dar da, un alt cetățean poate da, interesat da, și aș vrea să și văd și arunca sacul, ea pleacă cu mizeria asta. Aș vrea să văd ce fac oamenii cu sacul galben, să-l deci, văd plin cu porumb adus de la târg, exact, plin cu pampers de la copil, plin cu
cu niște chestii astea așa, nu știu, să-l punem într-o găleată, doi. Spunem gunoi în eu el. Chiar adică... dacă mi-am dat seama, să zic, eu mi-am dat seama că trebuie reciclat și îl punem pe... Separat, da, și... Separat. Din câte știu eu, la mine pe stradă, nu știu dacă în alte părți, vine o singură mașină, nu vin mai multe, iar acel gunoi se aruncă într-o singură mașină la grămadă. În sacoșă sunt și lucruri care taie plasa respectivă. Iubesc și în interiorul mașinii sunt sigur că totul se face varză. Da. Și de la un sac galben cu, nu știu, hârtie, va ajunge un sac galben cu hârtie amestecată cu chestii din mașina de la RER. Deci, propun așa, domnul Sălcuțean, când se ridică gunoiul la dumneavoastră pe stradă, că vreau să vin să văd ce se întâmplă cu săculețul galben, că știu că noastră să-l folosiți la ce trebuie și vreau să văd cum se ridică săculețul galben de la domnul Sălcuțean. Așa, și cum ajunge săculețul? Nu știu ce o să fac. O să trimit o mașină mare galbenă ca în desene animate care strânge doar saci galben din municipiu? Poate pentru că vorbim la televizor. Poate pe stradă vor veni trei mașini, nu știu, și vor culege să fie. Asta numai la dumneavoastră, poți să știe că așteptăm, nu? Da. Trebuie să o fie domnul Mocanu atent și să zică, du-te la Sălcuțan azi și vezi, mai ia și mașina înaltă, că sunt aia acolo și se uită. Exact, dar trebuie să vă duceți la Ionescu pe stradă și să vedeți acolo. Mergem pe toate străzile, nu e nicio problemă. Noi avem timp să ne plimbăm după RER prin tot orașul, să vedem. Aul, dacă ne-am plimbat după RER prin tot orașul, cred că ne-am întoarce cu migrenă groaznică. Nu, n-ar dura mult. N-ar dura mult. Nu. Puțin. Am înțeles. Foarte puțin, nu. Okay. Mi-a venit în minte reclama la biscuiți. Nu sunt pregătiți încă. Tocmai de-aia se plimbă puțin, pentru că nu sunt pregătiți încă. RER Ecologic Service nu este pregătit încă să facă ceea ce vrea să credem noi că face cu sacia. Deci eu nu o să cred că sacia ajută la această colectare selectivă și la reciclarea despre care se vorbește, pentru că până la urmă, domnul Sălcuțean, aici se vor scurge banii grei. Adică noi o să plătim de la primărie până ne înverzim. Faptul că RER-ul nu face ce trebuie. Modul de colectare a gunoiului menajer este defectuos și nu va exista în mod real o colectare selectivă atât timp cât se menține același sistem. Ca să creezi un alt sistem trebuie să investești, iar nimeni nu are deocamdată interesul să investească. În mod normal, primăria, autoritatea locală ar trebui să pună firma care lucrează și colectează și câștigă bani publici din acest serviciu, să facă o investiție pe care să și-o recupereze în timp. Pentru că ăsta e domeniul lor, ăsta e business-ul lor, păi da. Și au contract pe N ani. Și au avut contract de N ani. Tocmai au avut și o să mai aibă și tot nu se întâmplă nimic. Și atunci ar trebui să-i oblige să facă această investiție minimă într-un anumit moment pe care să o poată recupera în timp. Atât timp cât nu se va face lucrul ăsta, ne vom urmări ca șoarecele și pisica prin oraș. Promisiunea efectuării a ceea ce spuneți dumneavoastră acolo face parte din spotul nostru vis-a-vis RER-ul, unde domnul Mocanu, dacă vă amintiți văzând spotul, a spus așa: păi să vedem ce facem cu investiția aia, ori ne face și nouă contract pe nu știu câți ani, ori mărim tariful. Adică ori așa, noi trebuie să scoatem banii ăștia de undeva. Mie îmi sună așa, un fel de par un mic șantajist este, așa, domnul Mocanu. Ori însemnezi, ori îți măresc prețul, tu fă ceva ca să-mi acopăr eu investiția asta. Nu o fac de nebun pe ce am câștigat înainte, o fac pe ce o să câștig. E normal să-ți recuperezi investițiile. Da, dar nu peste noapte, domnul Sălcuțan, cum vrea domnul Mocanu. Să-ți acoperi cheltuielile și să obții și profit. Orice firmă, orice societate comercială trebuie să funcționeze după principiul ăsta, dar eu vă pun o altă problemă. A controlat celălalt contractant, adică primăria Buzău, a controlat vreodată cifrele acestea, a controlat vreodată câți bani se încasează și ce servicii, în raport cu ce servicii se oferă, dacă într-adevăr mai trebuie să mai plătim ceva pentru recuperarea investiției sau asta a fost recuperată de mult și... prin tarifele care au fost percepute ani de zile și lipsa oricărui control care a existat ani de zile. Vedeți, chiar lângă
în zona, nu știu, nu avem voie să spunem denumiri de supermarket. Exact, așa. În zona supermarketurilor acolo am văzut cam cum ar trebui să se colecteze selectiv. Sunt niște centru chestii... unde ne vede lumea, nu colectăm și noi frumos? Exact. Despre exact. Ce vorbim? Dar acelea sunt aduse de firme private, nu de primărie. Păi? Nu e investiția a primăriei. În mod normal ar trebui să existe astfel de lucruri, dar bineînțeles nu la dimensiunile acelea destul de mici, sunt micuțe, la dimensiuni mai mari. Despre ce vă vorbeam eu cu acele containere mari și avioanele ecologice. De mai devreme. Exact. Apropo și de... ce ar trebui să fie făcut pentru dezăpezire. Deci acest lucru ar trebui să fie cumpărate, instalate și de-abia după aceea putem vorbi de o colectare selectivă eficientă pe care și o să o prindă generațiile viitoare, nu, nu noi. Nu cred. Mie mi-e tare teamă de următorul scenariu. Nu vom fi în stare să colectăm. Vom încerca să păcălim Uniunea Europeană, să-i spunem da, la Ministerul Mediului în loc de 8% punem 0 după și punem 80%. Dar și ei pot fi prostiți un anumit timp. După care se vor prinde că nu e așa. Și vor face, mai este ca noi câteodată, zic și eu. Vor face un, la un moment dat să deșteaptă și ei și zic, băi, gata, hai să, până aici. Hai să punem ordine. Ia dați-vă niște bani pentru prostiile pe care exact. Le faceți. Și atunci fiecare dintre noi vom mai plăti încă o dată pe lângă amenda care a plătit-o, care o plătim datorită ceea ce se întâmplă la exact, primărie, exact, în autorități, vom mai plăti încă o dată datorită nerespectării obligațiilor care ne le-am asumat singur. Cred că așa, om trăi și om vedea, cum ar spune românul, dar cu siguranță așa se va întâmpla. Am ajuns la finalul ediției în această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnul Sălcuțean. Vă mulțumesc, o seară plăcută. Domnilor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru interes. Vă las să urmăriți jurnalul de la TV Buzău, prezentat de colega mea Maria Stroiu. Eu sunt Ilona Duță și bineînțeles că ne revedem și mâine seară la ora 18. Seară plăcută în continuare. La revedere!